Ne aflăm acum la intrarea în Muzeul Național de Artă. Cu părere de rău, acest muzeu, 90% din spațiile acestui muzeu nu sunt reparate. Se află de mai mult de 10 ani într-o stare de dezastru total. Nici autoritățile centrale, nici autoritățile locale, evident vorbesc despre primăria municipiului Chișinău, nu se scarpină nici într-un loc pentru ca să restabilească acest muzeu, această clădire frumoasă. Oamenii mai în vârstă țin minte că pe timpurile sovietice, în anii 80-90, aici, în încinta acestei clădiri, a fost Palatul Pionerilor. Copiii îmblau la diferite cercuri, diferite activități, se dezvoltau. Era o continuitate de dezvoltare. Copilul pregăteau pentru viața matură. Omul matur avea posibilitate să vină în săli de expoziție, în muzee, la concerte. Totul era comparativ, cu părere de rău pentru noi, cei de astăzi, era comparativ ieftin. Însă, noi avem posibilitatea să rezolvăm această problemă, problema culturii, problema istoriei, problema muzeilor noastre și problema trecutului nostru, a memoriei noastre istorice, memoriei noastre naționale. Noi o să ajutăm, noi, încă o dată repet, noi, blocul electoral Lista Poporului și eu, candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Caldar Igor, noi o să ajutăm autoritățile centrale să aducem aceste muzee într-o stare europeană, într-o stare civilizată. O să aducem cultura noastră, istoria noastră în ochii și urechile cetățenilor și a oaspeților capitalei. Noi ne aflăm în parterul Muzeului Național de Arte. În acest muzeu, la parter, sunt doar 50 de metri pătrați, o suprafață foarte mică, un micromuzeu, o microgalerie, care nu permite să fie expusă toate lucrările, să fie făcute expozițiile mari, să fie făcute niște prezentări a operilor, a picturilor, a tezaurilor care le avem în Republica Moldova. Cu părere de rău, aceasta e situația în toată Moldova, însă noi o să venim în Chișinău și primăria municipiului Chișinău o să rezolve această problemă. O să facem așa ca muzeele să fie completate cu spațiile necesare pentru a prezenta toate operile, toate exponatele care le dispun în tezaurile sale.